România ar putea deveni prima țară cu o lege pentru participarea copiilor în procesul decizional. Ministrul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse, Natalia Intotero, în calitatea sa de deputat în Parlamentul României, a depus două proiecte de lege. Unul prin care este propus ca 2025 să fie declarat Anul Național al Copilului, iar al doilea reglementează participarea copiilor în procesele decizionale din administrația publică centrală și administrația publică locală. Anul 2025 va fi declarat Anul Național al Copilului, iar administrația publică centrală și locală vor fi obligate să îi consulte pe copii în procesul decizional dacă Parlamentul va aproba cele două proiecte de lege pe care le-am depus în calitate de deputat. Copiii reprezintă viitorul societății noastre și este crucial să le asigurăm un mediu favorabil pentru dezvoltare și afirmare. Cel de-al doilea proiect de lege reglementează participarea copiilor în procesele decizionale din administrația publică centrală și locală, asigurând pregătirea și diversitatea opiniilor acestora. Copiii nu sunt doar beneficiarii deciziilor de astăzi, ci și factori decisivi pentru o dezvoltare sustenabilă. Sper că toți colegii parlamentari vor vota aceste inițiative, oferindu-le celor mici ocazia de a contribui la deciziile care privesc viitorul lor. Mulțumesc Salvați Copiii România, UNICEF, Federația Organizației Neguvernamentale pentru Copil și World Vision pentru contribuțiile lor valoroase și pentru colaborarea constructivă în conturarea acestor inițiative, a declarat Natalia Intotero, ministrul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse.